Sorry, dar vom încoace și bine v-am regăsit la un nou episod din PUBG. Bă, frate, nu mai postat de ceva timp PUBG pe canal și m-am gândit să filmez un episod. Bă, s-ar putea să se audă mașina disperat pe fundal, dar nu am ce să fac. Trebuie și eu să spăl hainele. Bă, frate, probabil vă întrebați de ce postez așa rar un episod pe zi și de ce dracu nu mai fac live stream. Vreau să vă spun că am intrat într-o depresie, adică n-am chef să fac absolut nimic, n-am chef să... Adică nu mai foame, nu mai sete, n-am chef să vorbesc cu ai mei, cu prietenii, cu... N-am chef să filmez chiar dacă asta îmi place cel mai mult de pe pământ, ăsta îmi place foarte mult să filmez, dar pur și simplu câteodată și așa mă simt de două luni încoace, pur și simplu n-am chef de nimic. Astăzi am venit eu de la sală și mă întreabă mama: bă, ce mă, că tu ce-i te-a bătut cineva, ce trecu ai? Și am zis, nu, sunt în depresie, ea știe că sunt în depresie și acum s-a dus să-mi caute un psiholog, că pur și simplu nu mai merge așa, adică stau în pat sau trist, aproape îmi vine să plâng și mi-am dat seama ca un psiholog chiar mă duce foarte mult, adică mă duce la 1500 de ședințe, adică 150 de lei ședința, dar eu am o vorbă, mai bine, adică e mult mai bine să pui sănătatea ta pe primul loc și după aia pui banii. Pentru că banii se fac. Dar sănătatea, dacă nu o ai, nu faci nimic. Sper că v-am luminat și pe voi, dacă aveți un fel de depresie, duceți-vă, frate, la un psiholog, este foarte bine pentru voi, că uite, și vermea e la fel, adică și el nu prea iese din casă, nu prea mănâncă, stă în pat, doarme foarte mult, așa se manifestă. Asta se manifestă depresia. Și că... Și dacă vrei să scapi de ea, trebuie să te duci, frate, la doctor. Că dacă nu te duci la doctor... Și am început să jur. Nu mai mă mulțumiște absolut nimic. Absolut nimic. Nu mă mai... Mă primește. Nu face asta, lasă-mă să trăiesc. Lasă-mă să trăiesc. Lasă-mă în pace. Și da, bă, băieți, de asta nu prea mai fac live-uri. Cu toate că aș vrea că îmi place să vorbesc cu voi. Dar pot să impru... Nu pot. Îmi pare rău, frate. Sper să fie mai bine după ce fac câteva ședințe de psihologie. Să sperăm că o să fie mult mai bine. Bă, dar mulțumă, eu vor testa, bă, ca un coi într-o garata. Orice ai avea pe suflet, încerc să vorbești. Sau în cazul meu,
Nu pot să vorbesc nici măcar cu familia mea despre această, despre acești pitici din creierul meu, pentru că am și eu niște pitici. Stați calm, acum o să mă faceți nebun, handicapat, că mă dura psiholog. Unii dintre voi așa o să spuneți, dar sunt o groază de oameni care se duc la psiholog pentru că au probleme în familie. Eu nu am probleme în familie, am alte probleme, dar nu pot să le zic pe internet pentru că nu știu cine se uită și n-aș vrea să fac. Nu știu ce căcat. Bă, da o armă, dă-te în asta, măti, dă-mi armă. Mi-ai dat-o... Hai să facem și noi un mici... bun. Grasic. Sper să-mi dai și mie domnul... ăsta de la piubici... o... armă. Și să am și eu cuțit să-mi pus capac. Bun. Hai să vedem unde ne ducem. Nu aici. Bă, știu. Vedeți punctul ăla de nord. Este cel mai îndepărtat punct. Acolo ne ducem și noi. Mamă, dar ce lag ale avem ăsta. Băi, de cap meu. Nu-i de la internetul meu, vă asigur. Am un internet mic de mega, dar... dar nu este de la mine, este de la joc, de la servere, prea mulți players, îi dau să se face lag. Dar e bine că n-avem lag când trebuie să ne împușcăm între noi, știi, așa. Bă, dar uite și tu ce... calmă, se vede apa, bă. Bă, cât de calmă se vede apa. Bă, ăștia au început să se împuște de acum. Holy shit, și eu nici n-am ajuns să-mi iau o palmă, ceva. Nici n-am aterizat. Hai, gai, să nu e nici dracu. Nici dracu nu e aici. Opa. Așa. Stai așa că nu e așa. Rucsac. Mai avem ceva pe aici? Armura level 2. Bă, e bine că am venit aici. Care e foarte bine. Nu mai știu, am să găsesc asemenea bunăciun pe aici. Și un pepă ești nebun la cap. Am găsit Deco aproape, tot ce-mi trebuia aproape. Am găsit aici și încă nu m-am dus prin casă încă. Da, dar ar trebui să-mi duc. Ai de viața mea. Mamă. Dacă nu am aici o mașină cu care să mă duc la checkpoint, n-am nici șansă. Bă, o mașină, bă! Gogo! O mașină mâncată ar drace să te mănânce. O mașină vrea mâncați și sau o motoretă, fă ceva. O magie, te rog. Dă-mi o mașină. O motocicletă, vă ce... Hai, merge. Nici de loc merge. Nu merge.
Bă, da. Dumnezeu m-a ascultat, a rugat. Mama ea a făcut kilometrajul să arate bine. Că până acum arăta doar ce vrea el. Trebuie să avem grijă. Pe aici, bine că nu era cu mare. Că da, nu te răsuna, așa. Trebuie să avem mare grijă pe aici. Pe pod, pe pod. Uite bă că am ajuns. Am ajuns, bă, dar trebuie să am grijă aici. Așa. Și acum o tăi de-a trecut prin campie. Opa. Și mă oprești că, da. Nu mă oprești că aici, că mă auzit de un pușcător. Părăsesc mașina aici și o fug mai încolo. O să nu-ți dai seama prostul. Sper să nu mă vadă. O să stau aici ceva timp. Ceva timp o să stau aici. Hai bă, pune-te dracu' data pe burtă. Așa, să vedem ce avem pe aici. Stability. Păi asta. Opa. Auto. Power. Putere. 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 Așa trebuie să fim. Fute-ți, mă! Mă enervează, mă! Bă, băieți, cam ăsta va fi episodul. A venit fix pe mine, parcă avea ori să mor eu. Oameni, dar a fost. Îți o scuze încă o dată că nu prea fac live-uri și nici nu prea fac episoade, dar o să revin când o să capte problemele mele și vă promit că revin o forță, dar momentan nu am chef să fac absolut nimic. Cam atât a fost. Opa.